Crezi că ai fi avut mai mult succes dacă te-ai fi simțit așa toată viața? Aici mai contează și norocul. Testosteronul are efectul că... Eu am spus că nu iau steroizi. Au venit polițiștii? A venit poliția. Salutare tuturor, bine ați venit la un episod. Astăzi suntem aici alături de Andy din nou. Vreau să văd antrenamentul pe care el îl face și antrenamentul care l-a ajutat pe el să ajungă de aici, aici, cum este astăzi. Este un zeu grec astăzi și este super estetic. Așa că, Andy, vreau să mă iei prin antrenament. Vreau să văd dacă este chiar așa de distrugător cum zici tu că este. Părerea mea sinceră este că nu contează foarte mult antrenamentul, ci contează consecvența, perseverența, adică să tragi cât mai mult. Deci ce vreau să spun este că nu este un secret antrenamentul, ci trebuie să tragi cât mai mult, să te odihnești și să te alimentezi cum trebuie. Am înțeles, deci nu vă mai duceți băieți cu fetele în club și dormiți în locul, în loc să vă duceți în club. Hai să facem primul exercițiu. Care e primul exercițiu? Un pis culcat. Eu sunt curios dacă pot să mă țin după el. Bun. Nici nu știu câte kilograme sunt ca idee. Câte repetări faci la încălzire? 20. 20 de repetări. Ați înțeles ideea. Deci 20 de repetări peste 15 repetări ca să împingem sânge în mușchi. Vreau să mă țin bine de tot după el, că am impresia că e mult mai puternic decât mine, mai ales în sală. 20 ai zis? 20, da. Arată-mi și cu ce grip faci tu de obicei. Mai cam aici. Cât tragi mai apropiat, okay. Atât intre triceps. Bum. Bum. Easy. Ați văzut că pot să fac și eu? Cu cât pui progresive greutățile, cu atât este mai mic riscul de accidentare. Dacă bagi direct greutate mare, s-ar putea să-ți bulești umerii. Bine, chiar mă dor umerii. Chiar mă dor umerii. Uite ce striație are aici. Încă nu sunt pompat. De aici, las un centimetru, vezi? Da. Ca să intre mai mult piept. O să vezi diferențe enorme dacă respiri de 3 ore adânc înainte de serie. Enorme diferențe. Și să nu uiți să respiri. Eu asta e greșeala pe care o făceam înainte, mereu. Uitam să respir. Și dacă reușesc să duc tot antrenamentul ăsta, o să fie bombă. Bun, exploziv. Cum crezi că e cel mai eficient să te antrenezi? Să faci ușor negativa, adică când vii jos, sau să faci mai exploziv? Te ajută să lași jos negativ, pentru că storci mai bine mușchiul. Sunt studii clare care arată că între 6 și 35 de repetări este foarte bine. Deci mai puțin de 6 te antrenezi pentru strongman. Adică spune-ne, tu te antrenezi și pentru anduranță, adică te duci nu. În... Nu? Nu, mă interesează doar hipertrofia, nu mă interesează să fiu puternic, nu mă interesează să am anduranță. Vreau să fiu mare și este cel mai greu lucru este să fii mare. Bum. Tony Popescu o să mă cheme. 11. Nu contează câteva, 15, 20, să fie acolo. 16, 17, 18, 19, 20. Care e greutatea maximă pe care o poți împinge la piept? Cred că 107 repetări. Poți să îți antrenezi sistemul neuronal prin respirația lui Jim Hof. Da? Jim Hof, îl cauți pe Google și faci așa. Inspiri și expiri repede, nu? Inspiri puțin mai greu și expiri repede. Dacă inspiri repede și dai mai mult timp aerul afară, sistemul neuronal se relaxează, sistemul nervos se relaxează. Asta trebuie să faci când dormi. Dacă vrei să adormi mai repede, tragi și faci și așa te relaxezi. Deci nu te antrenezi mereu la epuizare? Nu. Adică încerc pe cât posibil ca seriile 4-5 e muscle failure, știi? Okay. Ca să storci totul. Deci să-l surprinzi mereu. Asta spun oamenii care se pricep. Deci surprindeți mușchiul, fraților. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 25 cu 25, 50 cu bara 20 și 70. 1, 2, 3, 4, 9, pot singur, mulțumesc, da pot, mai am una. M-am roșit. Care a fost cel mai bun lucru pe care l-ai făcut ca să poți să te transformi în omul care ești astăzi? Adică de la Andy acela care erai tu înainte, la Andy de astăzi. Ce este? Consecvența, antrenamentele în fiecare zi sau alimentația bogată în proteină? Pentru mine cel mai important a fost motivația pe care mi-au dat oamenii. Adică la început am zis, hai să mai pun și eu ceva mușchi pe mine și după aia când am văzut că am rezultatele și oamenii au văzut transformarea, asta mi-a dat motivația necesară, pentru că fără motivație nu faci nimic. 20 de kilograme mai pui acum pe bară? Păi da, adică am văzut 70-90. Mamă, am înțeles. Alumina anabolică rău de tot, deci e anabolică grav. Mamă, și cum se vede pieptul pe aici, frate, uite, eu n-am chestia asta aici. E super chisel, știi? Are detaliu pe el. Foarte bun detaliu.
Ți urmărești antrenamentele mereu pe smartwatch? Da. Crezi că e... Ce puțin e... E accurate, nu? Nu neapărat accurate, dar și dacă ai plus minus 20%, tot îți face o idee, știi? Easy. 7. Face-o... Mamă, frate. 9. Și n-are nici muzică, nu are. Acum seria asta a funcționat pe sentimente mai mult decât pe orice 10, altceva. Da. Mai mergea una. Poate două. Am mâncat așa. Două felii de pâine cu două ouă și un pic de proteină fără carb. Asta e tot ce am mâncat. Deci mănânci mereu low carb. Hai că mai merge dacă e. O altă informație foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere, mușchii și ficatul sunt un rezervor pentru carbohidrați. Okay. Adică un rezervor de glicogen. Și atunci tu dacă tragi în fiecare zi de fiare, tu golești rezervorul. Și atunci tu poți să mănânci orice, că nu te îngrași până se încarcă rezervorul. Da. Și fasting faci? Chiar eram curios să știu dacă faci fasting, adică dacă nu mănânci. Da. Totul este calories in, calories out. Cât mănânci și cât arzi. Dacă tu mănânci ca porcul, o să te îngrași. Cum zici că arată mai bine, Andy? În poze sau în viața reală? Realitate. Hai mă, că faceți mișto de mine. Mamă, i-a dat acum și un spike de anabolic. Drapez-o și eu. Eu așa aș merge pe stradă locută, uite așa. Prima dată când văd aparatul ăsta în viața mea. Și eu, prima dată când lucrez la el. Deci ăsta nu-i din rutina lui. Ții mereu repetările peste 6? Sau... Da. Deci mereu peste 6, nu? Da. Niciodată faci un lucru. De ce? Pentru că am impresia că storc mai bine mușchiul dacă am mai multe repetări. Pare foarte interesant. Și când zici să mai poți, de fapt mai poți. Dincolo de limite. Mamă, dar chiar simt grav deltoidul. Îl vezi? Și uite-te cât de anabolic se vede aici, partea asta. Se vede anabolic, dar nu e anabolic. Deci așa vreau să mă fac, vedeți? Cum merești așa? Deci tu n-ai un mai strias ca mine? Am primit eu un mesaj la unul, bă, mereu ești maestru al luminii, Andy. Maestru luminilor. Hai să vedem. Mamă, zici că sunt la doctor, la dentist, frate. Deci la dentist legit. Time under tension, vezi? Exact cum am învățat. Frumos aici la dentist. Să știi că funcționează destul de tare ideea asta de time under tension. Creatină? Da. Ce suplimente mai ai așa în general? Plăcuta surpriză să fiu contactat de cei de la SciTech Nutrition. Ok. Și am semnat un contract cu el, full disclosure. Cu cote reducere cu tot? Nu, fără cod de reducere. Ah, fără cod de reducere. Fără cod de reducere, adică nu iau bani dacă voi vă cumplați suplimente. Am făcut chestia asta nu ca să fac bani. Azi, dacă oricum cumpăram, stați-le în coală. Da, de ce nu? De ce nu, știi? Adică îmi face plăcere să fac chestia asta. Nu am luat creatină pentru că doctorul meu mi-a zis că nu e cazul să iau creatină. Eu aș fi vrut să iau creatină, dar n-asta să întreb de ce. Dar mă gândesc totuși să mai întreb, băi, să iau și eu creatină pentru că am auzit numai lucruri bune despre creatină. Mm-hmm. Am luat creatină acum 20 de ani. Am avut rezultate bune, în sensul că mi-a dat foarte multă forță, dar m-a și netezit. Adică te face să reții multă apă. Te-a făcut mai moale. Da, m-a făcut mai neted. Da. Nu ești striat. Și mi-e place să fiu striat. Și ăsta e un motiv în plus pentru care nu vreau să iau creatină. Creatina te ajută să ai mai multă forță, să împingi mai mult, să pui mușchi și după aia dai creatina jos și rămâi sfibrat. Ca suplimente ce mai iau? Când am mese mai mari, iau niște enzime digestive. Mai iau vitamine și minerale, iau cam 5 zile din 7. Nu iau 7 zile din 7 pentru că e bine să nu se obișnuiască corpul. Să mai ai așa perioade, okay. Știi, ca și carbohidrații, ciclizarea. Adică eu consider că mă simt mai bine ca un average om de 40 de ani, ca un om mediu. Și sper ca și la 60 de ani să mă simt la fel. Să te simți mai bine decât da. Și uite, de exemplu, s-au făcut studii în care s-a dat resveratrol la șoareci în fiecare zi și n-au avut nicio diferență. Dar dacă le-a dat o zi, da una, nu, au trăit cu 50% mai mult. Ok. Și asta face o mare diferență. Resveratrol ai spus? Resveratrol, da, este substanța activă din vinul roșu. Este cunoscută pentru creșterea vieții. Sus tare, puternic. Fiecare repetare este o mini, mini, mini bucată de shawarma pe care o poți mânca. Negativ. Și acum au ieșit iarăși șerpișorii. Și tăietura asta, desigur. Așa se întâmplă când ești bărbat adevărat. Deci, vedeți, vikingii nu pleacă de la antrenament fără să fie tăiați. Bucat. Una. Două. Și ai zis și pe negativă, nu? Bum. Pe negativă, fraților. Mă bat aici cu ea. Bum. Vreau să spui și câte calorii mănânci pe zi și cel mai important vreau să spui și câte grame de proteină, pentru că oamenii sunt foarte curioși să afle câte grame de proteină mănâncă Andy. Eu consider că cel mai bine este să mănânci
înspre 2 grame de proteină pe kilogram corp. Eu încerc să îmi iau 150 de grame de proteină. Dar dacă nu pot o zi, nu e nicio problemă. Îmi iau 120, nu e nicio problemă. Contează să ai un average de cel puțin 1,8 grame. Average. Adică să te asiguri că măcar ai proteină acolo. Măcar să ai 1,8 grame de proteină pe kilogram. Și mănânci frecvent proteina asta sau o mănânci în 2 mese mari și atâta? Nu, eu încerc să o mănânc în 4 mese. Când nu pot în 4 mese, măcar în 3 mese. Dar nu mai puțin de 3 mese. Poți să mănânci și în 2 mese, dar eu spun ce fac eu. Fă orice, du-te la sală, fă mișcare și oricum o să fie bine pentru tine. Legat de antrenamentul pe care îl fac eu, am început să fac de 2 săptămâni, până acum 2 săptămâni mă uitam în oglindă și ziceam ce vreau să trag, umeri, ce vreau să trag azi, biceps. Dar acum am început să trag așa, piept cu triceps în prima zi, a doua zi spate cu biceps, a treia zi umeri cu abdomen și a patra zi picioare și gambe, adică picioare incluzând extensii. Și faci pauză? Nu, adică de obicei încerc să nu fac pauză, dar n-ai cum să nu faci pauză și atunci tot faci 5 zile din 7 aproximativ sau 6 zile din 7. Deci 5 zile din 7 te antrenezi. Sau 6 zile din 7 dacă apuc. 6 zile te antrenezi mereu. Da, 6 zile din 7. Deci încă o dată am zis piept și triceps, pentru că dacă bag piept și biceps, a doua zi nu o să mai intre spatele, că la spate intră biceps. Da, da, da. De asta nu fac pieptul cu bicepsul și fac pieptul cu triceps. Și spune-mi, te rog, că nu, ai uitat să-mi spui câte calorii mănânci. Aproximativ 1500 de calorii. Aproximativ 1500 de calorii. Mă duc și în 2000 uneori. Și nu ți-e foame? Adică da, cum rezici la foame? E foarte simplu. Știu că interiorul creierului meu este partea emoțională. Okay. Ce-mi doresc. Și în spatele frunții este cortexul prefrontal, adică mintea rațională. Okay. Și este o eternă luptă între cele două minți care să preia controlul volanului creierului tău. Deci este vorba de ce vrei. Bă, vreau Nutella, vreau Nutella. Și partea rațională care spune: bă, nu e bine să mănânci un borcan de Nutella pe zi. Și tu duci o luptă. Și eu pur și simplu mi-am antrenat partea rațională. Adică pur și simplu te abții și zici: bă, taci din gură, du-te la culcare, că noi nu trebuie să mâncăm Nutella. Trebuie să decizi care valoare e mai importantă: sănătatea sau definirea musculară sau plăcerea de moment. Pentru că tu ai plăcere de moment. Ce e mai important pentru tine? Plăcerea de moment, să satisfaci atunci gustul și plăcerea, sau plăcerea pe termen lung? Păi când face mama sarmale, sunt cel mai fericit. Da. Câte serii faci de obicei la triceps? Cam 5. Pentru a maximiza hipertrofia musculară, deci ca să faci mușchi, cel mai eficient este să lucrezi fiecare grupă de mușchi de 10 serii pe săptămână. Okay. Asta înseamnă 5 și 5. Dacă te simți fenomenal acum, crezi că ai fi avut mai mult succes dacă te-ai fi simțit așa toată viața? Cred că aici mai contează și norocul. Cred. Okay. Dar o mică parte norocul. Adică chiar dacă faci totul ca la carte, dacă n-ai și un dram de noroc, okay, s-ar putea să nu ai succes. Asta nu înseamnă că trebuie să te focusezi, deci am nevoie de noroc, așa că mai bine nu încerci. Nu, okay, trebuie să și încerci și să ai și o șansă mică. O noroc. Okay. Da. Nu înseamnă neapărat întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Ți-a permis testosteronul, ca să intrăm și în subiectul ăsta, ți-a permis testosteronul să te concentrezi mai bine pe munca pe care o faci, să ai mai multă dorință dimineața, mai multă energie când te trezești, să fii mai alert? Pe lângă faptul că testosteronul crește hipertrofia musculară, adică te ajută să faci mușchi, okay, te ajută să ai motivația necesară să tragi de fiare. Adică eu, de exemplu, când mi-am măsurat testosteronul și aveam testosteronul mai jos, okay, adică gen 400 de nanograme pe decilitru, scăzut, efectiv nu mă uitam la fiare și nu vreau să trag de ele. Testosteronul are efectul că îți vine să tragi de fiare și face ca efortul când tragi de fiare să-ți placă. Deci e o diferență mare, te ajută testosteronul. Nu înseamnă că trebuie să iei testosteron, nu. Înseamnă că trebuie să-ți crești singur testosteronul prin mijloace. Eu am 40 de ani, la mine e normal să suplimentez cu testosteron. Înțelegi? Ok. Deci fii atent. Te face mult mai focusat, pentru că testosteronul are efect asupra creierului și e mult mai focusat. Vorbesc cu tine, state la ce vorbesc cu tine, nu zboară gândul la alte tâmpenii. Da, la alte chestii. Sunt atent, sunt focusat. Doi, mă ajută să trag de fiare, în sensul că am chef să trag de fiare și când trag de fiare mă simt bine. Ia vedeți, băieți. Bum. Între 6 și 30 o să fac. Sunt la 8? Nu. 10. Bum. 12 13 14 15 16 17. Și acum du-te la el repede. Bam, ia uite-l. Tank rusesc, mă, ce ai? Mamă, ești tank rău de tot, ești tank rău.
Cât cheltuiești? Cât cheltuiești? Mamă, mulțumesc frumos pentru compliment. Păi nu, dar chiar ești mai bine, uite, stai mai bine pe bicep. M-am înroșit. Nu e vrăjeală, uite. M-am înroșit. M-am înroșit. Uite ce bilă are. Eu n-am așa bilă. Cât cheltuiești tu pe lună pe mâncare? Sincer, nu știu. Te mai uiți la prețuri? Nu. Și mâncarea pe care o mănânci e gătită acasă sau e comandată? Mare parte. Comandată. Adică comandă. 99%, da. Pă bune. Corect. Și găsești mâncare sănătoasă? Da. Chiar găsesc mâncare sănătoasă. Chiar că iau de la un site. Trebuie să-ți faci Andy Popescu restaurant. Comandă la un site care se numește Homemade Food. Adică ce poți să... A, deci îți comanzi mâncarea de pe un site care face special. Exact. E o firmă de catering gen. Da. Cum am zis, fără garduri videoclipul ăsta, de ce e atâta hate? De unde crezi că vine toată chestia asta de pe internet? Păi eu să spun exact ce cred eu că s-a întâmplat. Eu am spus că nu iau steroizi și oamenii au tras concluzia că sunt natural. Eu am zis că nu iau steroizi și n-am spus nu iau steroizi, dar sunt pe TRT. Și atunci oamenii au zis, asta minte. Asta vreau să ne zică că nu au steroizi, dar le au steroizi. Okay. Și atunci asta cred eu că s-a întâmplat. Oamenii fac confuzie exact. Între ce faci tu și ce fac eu. E diferență de la cer la pământ. Ceea ce fac eu vine cu niște repercusiuni enorme asupra sănătății. Cine vine și îți spune că steroizii sunt sănătoși și te minte în față sau te ia de prost, la 100 de miligrame pe săptămână e benefic. E benefic pentru sănătate. Tocmai de aia s-a inventat terapia TRT, e făcută de medici, nici de cum de băieți care... Și odată ce... Eu niciodată n-am spus, bă, sunt natural. Eu de fiecare dată am spus, nu iau steroizi. Acum că TRT-ul implică o doză de 100 de miligrame, eu nu consider că ia steroizi. Și mulți nu consideră. Așa cum a spus și Daniel Vasilică, că e diferența de acela pământ între steroizi, care înseamnă doze de 500, 1500, 2000 de miligrame pe săptămână, și un TRT care înseamnă doze fiziologice. Una e să arăți ca mine cu doze mari, alta e să arăți ca mine cu doze mici. Adică asta, cu asta mă mândresc eu, știi? Și chiar dacă oamenii nu mă cred, cum a apărut ăla pe TikTok, Bogdan Madison, okay. Dacă știi că el n-avea deloc vizualizări, și când a zis, bă, să ne zică băiatul ăsta ce ia, că eu iau tren, eu iau GH, eu iau testosteron, eu iau toți steroizii din lume, mă întâlnesc în fiecare zi, mănânc și n-arăt ca el, să ne zică că minte. Și după ce a făcut videoclipul ăla de hate, la adresa mea a început să aibă vizualizări pe TikTok. Deci el așa s-a lansat. Okay. Înțelegi că unii nu sunt în stare să se lanseze ei singuri și trebuie să apeleze la alții, la râcă, pentru că la român prinde foarte mult scandalul. Mamă, e scandal, să ne uităm ce mai zis ăștia. Bă, au venit polițiștii? Vedeți și voi mașina chiar acolo și a venit poliția, chiar sunt curios dacă o să comenteze ceva. Simt că trebuiau mai multe întrebări de la public, așa că o să citim comentariile de la acest vlog și o să încerc să vă răspund la cât mai multe dintre ele. Dacă sunteți de acord sau nu, lăsați în comentarii cu tot ce s-a spus astăzi. Dacă nu sunteți de acord, e absolut în regulă, este ok să avem păreri și opinii, atâta timp cât nu înjurăm și nu suntem închiși la minte, trebuie să fim cât mai deschiși la minte pentru că așa evoluăm. Corect? Și nu uitați cele mai importante aspecte: mișcare, alimentație și odihnă. Mulțumesc, Andy, că ai fost partenerul nostru în videoclipul de astăzi. Nu uitați să folosiți codul Tony12 pe Genius Nutrition dacă vreți să primiți reducere la suplimente. Până data viitoare, eu v-am lăsat Calisthenics Power. Pa, pa!